Două adolescente din municipiul Hunedoara erau aproape să se ia la bătaie pe un bulevard din municipiu în după amiaza zilei de marți, 4 octombrie, după finalizarea orelor de curs de la școală. În urma unui conflict verbal, o fată de 14 ani a agresat și a lovit peste față o altă minoră în vârstă de 12 ani. Din fericire, adulții prezenți la fața locului au intervenit și au oprit conflictul. Povestea a ajuns și la poliție. Poliția municipiului Hunedoara a fost sesizată cu privire la faptul că o minoră în vârstă de 12 ani din municipiul Hunedoara a fost agresată fizic de către o altă minoră în vârstă de 14 ani din aceeași localitate. În urma verificărilor efectuate, polițiștii au stat